Să rămâi adunceală. Lăzi în plic. Salut băieții, lăzi în plic. Lăzi în plic, loto. Singura șmecherie, să știi să faci bani. Asta e singura meserie care am învățat în viață, să fac bani. Alte meserie n-am învățat. M-am născut evazionist, am trăit evazionist, mor om cinstit. Așa. Fratele lui mama controla cu un țigan balerino aici, controla bulevardul cu bilete. Și a zis unchiul meu, unchiule, viu la treabă să fac bani. Gata. Eram om de 100-150 lejer pe zi. Eu în timpul ăsta, 3 ani de zile, 8, 9, 10, îi dădeam în fiecare sâmbătă lui diriginte de câte 100 de lei să motiveze absențele. Lua Moș Planetă, Dumnezeu să odinească, era profesor și de matematică și de astronomie, de aici Moș Planetă. Dintre toate cinematografele care erau pe timpul ăla, cel mai bun era Timpul Noi, care avea program continuu. Pe zona Magheru era Giovanni Becali. Giovanni Becali, care a fost unul dintre șmecherii șmecherilor și prostul prostilor. Noi statul major îl aveam la Gambrinus. Acolo ne adunam într-o parte peștii cu curvele și noi cu biletele. Mă plimbam pe Calea Victoriei. Vis-a-vis de magazinul Victoria, o femeie, o măruțică, stătea cu măsuța, cum stătea pe timpul, cu loz în plic. Și am întrebat primul lucru, am întrebat-o, se poate face vreo șmecherie loto? Și a zis, nu, atunci mă angajez. Aveam 50 de restaurante din drumul Taberei, până la Locotenent Găină, în Cotroceni, Piața Romană, zona Arcul de Triunf. De la 4 după amiază până la 3-4 dimineața. După ce terminam cu astea, fugeam în Hiersau, pe terenul de tenis al lui Năstase. Îmi cerea că băieții de acolo, nouă ne aduce o sacoșă cu lozuri. Ia duceam o sacoșă cu lozuri, în special Zodia, că se câștiga foarte bine. Acolo am dat și un câștig de 4 lei un apartament. Și la o sacoșă de lozuri, în medie pe zi, ieșea cam 5-6 mii. Și asta era poveste zi de zi, luni de zile care am repetat-o aici. Dacă îmi forțez mâna, dar nu-i rentabil pe timp de iarnă să-ți forțez mâna, să umbli în frig ca un căpiat și chestiile astea, că știi că vine vara și merge treaba ca lumea și se compensează cu perioada de iarnă. Vorbesc și franceza și greaca și mă descurc destul de bine și în germană și ținuta și comportamentul am acces și în restaurantele de lux din centrul vechi, nu în toate și le respect. Faptul că e proprietate privată și nu comentez. În 2006 s-au desfințat toți vânzătorii volani. Bani, cumpărăți marfa, vinde-o. Cât câștigi, câștigi, cât nu, pa. Înainte aveam clienți care cumpărau și cu punga. Acum nu mai. Dar merg pe formula 5 la 10 lei. Eu fiind 2 lei. Da, și spune, zice, păi ce 2 lei? Da, mă, dar sună comercial. Aia, zic, sună aspectul comercial al trebunului. Sau 10 la 20 de lei, îți iau acea de repede, te amestesc că sună. Ai băgat mâna portofel și ai pus banul pe masă. Acum să vă spun o chestie, mai frumoasă viață ca viața de noapte nu există. Dar să nu ai cu asta. Și nu aveți cu asta? De nicio culoare. Să vă spun și de ce, dintr-un singur motiv. Din două motive, una că nu-mi place să beau și al doilea, te prezinti la client și miroși a băutură, nu merge. Băutura a spus că nu le-aveți, am văzut că fumați. Cam vreo 3 pachete pe zi, dar făcut. Și nu aveți probleme cu sănătate? Beau lapte. Curăță. Vorbesc serios, toată viața am băut lapte, să bezi lapte. Toată viața am făcut cadou florii, florile a fost moartea mea. Cu florile regulezi o stradă întreagă, dacă ești băiat deștept. Așa. Fraierii să cumpără și cumpără Grabovski și căcatul și metale care le uită pe etajeră și asta. Arateți-mi o gazică care îi plac florile. Că nu-i place lor în plic. Aia e altă treabă, dar florile? Am foarte mult contact cu tineretul. Te încarcă pozitiv. Dacă te bagi între boșorogi,
că nu, asta e cuvântul cel mai nimerit. Ia uzi, ba nu mai ajunge pensia, ba ia, ba ia, nu, tine tot să plângem.